prevălit, măi. Viață, viață, drum cotit, măi. Viață, viață, drum cotit, măi. Și o secție de COVID și exista pericolul, doamne ferește, ai unei infecții cu coronavirus. Maestru se temea de COVID? Nu, el de fapt era și vaccinat, dar nu se știe dacă nu cumva, el nu știu dacă era chiar indicat la, el avea carotidele înfundate și una 90%, una 60%, deci nu știu dacă era indicat să facă vaccin. Totuși la indicația doamnei doctor de la profesor universitar de la Timișoara, l-a făcut. După aceea a început să se simtă mai rău. Nu știu, nu pot să dau vina nici pe COVID, nu pot să dau vina pe nimic, nici pe vaccin. Cert este că COVID n-a avut, dar el a fost bolnav și de-ați. De când a ajuns să rămână pe pat, să nu mai povestească cu dumneavoastră? De vreo trei zile. De două zile n-am, vreo două zile n-am mâncat, n-a băut, pentru că nu putea înghiți tot orice lichid pe care îl administram, îl dădea afară. Nu mai putea. Probabil că secrețiile ajunseseră prea sus, pe trahee, nu știu ce să spun. Vă spunea dacă se simte rău, dacă nu se simte bine? Nu mai spunea că nici nu mai putea vorbi. Da. Ați fost lângă el în tot acest timp? Tot, dată pe el. Mă spuneați că vă strângea de mână? Ce-i povestea? Da, când eu îi luam concentrația de oxigen cu pulsul oximetru și de fiecare dată când căutam degetul ca să iau, mă strângea de mână. Da, de v-a simțit alături, așa cum ați fost știa, 40 da, de ani. Da, tot timpul a spus că asta era expresia lui acum. Fără tine eu mor. Era o expresie pe care o întrebința pe. Cu o zi înainte să moară, ați celebrat 40 de ani de căsnicie. Nu i-am celebrat, doar i-am amintit și lui că el în anii precedenți nu exista an să nu fac o surpriză în această zi. De data asta el nu mai vorbea. M-am dus eu dimineața și am șoptit la ureche, dar n-a reacționat niciodată. Cum și-ar dori maestru să-l vadă cei care au rămas în normal? Nu știu. N-am discutat problema asta niciodată, niciodată. El era un optimist și deci el nu se gândea la loc de veci să-și facă vreodată, dar nici să zică, vai, ce o să se întâmple după ce nu de mai fi. Locul de veci dumneavoastră l-ați ales? Cu vreo împreună cu el. Împreună cu el. Când ați decis să-l amenajați? A fost vreo 3 ani. Dar nu pentru că ar fi fost... Nu, nici n-am scris nimic pe cruce. Astăzi s-a scris pe cruce. Nu, numele. Nu. Ați simțit vreodată, maestru, că ar putea să fie acest moment de moarte aproape? Nu. Am mai zis câteodată că poate că anul ăsta va fi ultimul. Dar el mai în glumă, mai în serios zicea lucrurile astea și nu-l băgam în seamă. Nu, n-am simțit că prevestește ceva, nu. Are o premoniție, nici vorba. Moartea marelui artist Petrică Mățustean l-a întristat cu siguranță și pe, și pe maestru. Da, într-adevăr, i-am spus și de dumnealui și i-am mai spus de cel de la Timișoara și, într-adevăr, a început să pună. Maestru a fost mereu discret cu viața lui și ar fi foarte dorit discret ca și acest moment să fie la fel de discret, deși este iubit de atât de mulți oameni. Da, a dorit discreție totală în ceea ce privește viața personală și a dorit discreție. Are maestru un regret? A plecat cu un regret din această, de pe această lume? Probabil faptul că el era foarte optimist și că zicea, sper să mă fac și eu bine. Poate faptul că nu s-a mai făcut bine, ăsta să fi fost regretul. Alt regret nu. Va fi înmormântat cu onoruri militare. Ce grad avea? De mare ofițer. Vor putea veni tot și o să permiteți să vină tuturor celor care vor să-și au rămas absolut, unde de la... Absolut, dar sunt desigur.
că e bine venit. Dacă ar fi dumneavoastră să le transmiteți ceva acum fanilor domnului Benone, ce mesaj l-ați transmite? Că le mulțumesc celor care i-au transmis și în timpul vieții fel de fel de felicitări, l-au răsfățat, a fost un răsfățat în scenii, flori, cu aplauze și așa mai departe. Ce pot să le spun? Le mulțumesc că au fost alături de el și... Bine ați spus, vă rog să mă iertați, dar nu vine să cred, pentru că ne placă oameni. Benone a fost un om, am fost cu el, știți că la drum lung se cunoaște omul. Am fost și plecată și peste hotare. Un om cu un suflet deosebit, a ajutat foarte mulți tineri să se... i-a promovat, chiar mie pe vremuri, vorbesc de ani, foarte mulți ani în urmă, făcea parte din diferite jurii la festivaluri, știu unde era o melodie din Moldova, neștiută, spunea Sofia, cred că ăsta se s-ar putea, îmi pare asta de rău, vă rog, nu mă iertă, condolează familiei și nouă tuturor celor care l-am cunoscut. Da, Doamne ferește, nu știu ce se întâmplă, că vorba lui Sofica, pe care o salut prin telefon, ne pleacă artiști valoroși, ne pleacă colegi, ne pleacă prieteni. Eu aveam o diferență de vârstă între mine și Benone, dar prima dată mi-amintesc că când a pus lumină electrică în sat la mine, am câștigat un aparat de radio la un festival și l-am ascultat pe Benone Senulescu. Și atât am fost încântată și îi cântam cântecele, pentru că eu nu atunci, că eram un copil și nu știam să mă aleg repertoriu personal și tot. Cu Benone ne-am întâlnit, am fost la festivalul lui la Buzău, peste tot. Cel puțin o dată pe lună, în permanență, vorbeam la telefon. Îl sunam și nu răspundea. Și uneori uita să se uite pe telefon sau poate nu avea alte treburi. Și nu mă suna. Și după aia mă suna: ei, dar nu m-ai sunat. Te-a sunat mai bine, dar mai uite-te și tu pe telefon. Pe telefon. Acum cu cine să mai vorbesc la telefon? Bine. Verde mărpălit, măi, viață, viață, drum cotit, măi, viață, viață, drum cotit, măi, tare ești greu de suit. Am fost tânăr și am suit, măi, dar ce fac n-a coborât, măi, dorule-ți dor, dar ce fac la măi, că-s bătrân și mi-e urât, măi, dorule-ți dor. Trece timpul ca nebunul și mă trec și eu, și-am lăsat de ieri tutunul, zău mi-e tare greu. De mă las de nicotină, doctorul mi-a spus că pământ o să mă țină 10 ani în plus. Și de șprițul de la gheață eu sunt divorțat, și pe lume și pe viață stare supărat. De mi-ar spune de iubire, doctorul s-o las, apoi zău să nu se mire dacă-l muște nas. Eram tânăr și frumos și n-aveam un pol, astăzi am și bani de toate și colesterol, și mai am și tensiune 17:8. Asta tot doctorul spune, of, mânca la școp. Trece timpul, nu discută, anii mei se trec, mai am mulți până la 100, dar nu-i pun la cec. Viața chiar de e sărată, fraților, vă spun, de e dulce sau amară, gustul are bun.
și tare, îmi place viața pe pământ moșer. Chiar dacă mă așteaptă raiul, nu m-aș duce în cer. Las și strisul ăsta vagul, dar am să iubesc. Că atunci de la ce dracu pe lume trăiesc. Foaie verde, mărăcine, ungeleanu, ușa bine, cam să viu când o-n sera. Să nu scârție canatul, că să deșteaptă bărbatul și ne strică dragostea. Așa este bărbatul, nu știe ce știe satul. Te bate, te nebunește, mai bine, Doamne, ferește. Of, 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 și vai de mine, ungeleanu, ușa bine, că diseară viu la tine. Ungeleanu, ușa bine, că diseară viu la tine. Mai ții minte când Ilie a dat peste noi în vie și-a fost vai de capul meu. Mi-o fi mie drag de tine, dar mi-e milă și de mine, că nu vreau să zac mereu. Că bărbatul smoaie cu asta când te prinde cu nevasta și te bate pe vorbește, mai bine, Doamne, ferește. Of, 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 și vai de mine, ungeleanu, ușa bine, că diseară viu la tine. 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 Ungeleanu, ușa bine, că diseară viu la tine.